Unde a ajuns, ce pomi plantăm astăzi? Să trăiți, dimineața, bine v-am găsit! Așa cum spuneați, domnul Răzvan, este perioada în care se plantează pomii fructiferi. Ce pomi plantăm astăzi? Păi eu tot caut de floră, caut prunii. Pentru că, nu știu, dintre toate sorurile de pomi m-au oprit la pruni. Cu ce, doamne, prunele să umplem cazanele? Mi se pare că un prun are ce căuta în curte. Așa, mere am mai mâncat, pere, gutui și alte fructe. Ce se întâmplă? Am înțeles că o să avem mare grijă atunci când ne alegem un pom fructifer, ca să nu luăm în loc de măr să ne crească salcâm sau în loc de prun să iasă corcoduș. Tocmai de aceea astăzi am venit aici la o pepinieră de prin Afumați, pentru că vrem să primim cele mai utile sfaturi, pentru că e perioada în care se plantează pomii fructiferi. Am vorbit, nu? Am vorbit prea mult. Cu aceea, doamne, prunele, să trăiți, domnul inginer, bunața, bine v-am găsit. Domnul inginer, de la ora 7 caut prunii. Unde sunt prunii? Am înțeles că sunt cei mai căutați în perioada asta? Într-adevăr, pe toate speciile, toți pomii fructiferi sunt căutați, dar prunii sunt una dintre speciile care este preferata celor care înființează plantații și chiar în grădini, în gospodării. Pentru că suntem mulți profesioniști în țara asta. Nu numai pentru faptul acesta, dar prunele sunt fructe care se pot consuma atât în stare proaspătă, se pot face gemuri, dulcețuri, magiuri, plus că sigur se poate obține și un distilat de foarte bună calitate. Să nu uităm de ce am venit. Avem mai multe soiuri de pom fructifer. Spuneți-ne cum ne alegem, cum ne dăm seama de un pom fructifer, cum recunosc vișinul, cireșul și care sunt etapele atunci când vrem să plantăm. Deci foarte important este să știm perioada optimă în care se plantează. Pomii se plantează toamna, după, în a doua jumătate a lunii octombrie și toată luna noiembrie, până la survenirea înghețului la sol. Și în plus este foarte important atunci când achiziționăm materialul săditor să mergem la o pepinieră pomicolă care să ne asigure un material săditor certificat, autentic, liber de viroze, de sănătos. Pomii fructiferi trebuie să fie însoțiți de pașaport fitosanitar, această etichetă pe care sunt inscripționat, marcat detalii legate de specie, soi, portaltoi, categorie biologică și, bineînțeles, detalii legate de furnizor. Ăsta este un cireș, nu? Acesta, așa cum scrie pe pașaportul fitosanitar, pe această etichetă albastră, care exprimă faptul că materialul săditor este din categoria biologică certificat, este un pom din specia cireș, soiul Carmen. Haideți să ne arătați cum ar trebui să-l plantăm corect și că am înțeles că trebuie fasonat sau cum se numește. Sigur, în ceea ce privește plantarea pomilor, se parcurg anumite etape. Aceste etape sunt reprezentate de fasonarea rădăcinilor, deci efectiv, înainte de plantare se scurtează vârfurile rădăcinilor, deci circa 2-3 cm din vârful rădăcinilor. După ce fasonăm aceste rădăcini, unde avem rădăcini foarte viguroase, foarte lungi sau care prezintă anumite răni, se elimină. Dacă avem și situații în care avem rădăcini fracturate, la fel sunt eliminate, dar în cazul acestui pom nu avem această situație. Deci foarte important este ca rădăcinile să fie viabile, să fie turgeșenți, să nu fie deshidratate, inclusiv pomul, să nu aibă răni pe pom, pe tulpină sau pe ramuri, pentru că acele răni exprimă faptul că pomul poate să aibă probleme în viitor și inclusiv duce la neprinderea acestuia. După ce îl plantăm, îl mai tăiem? Acum în principiu tăierea este recomandată să se facă în primăvară. Deci nu tăiem acum după ce îl plantăm? Nu. Dacă pomul este foarte înalt, se poate face o toaletare mai lungă, efectiv să taie doar un pic din vârf, astfel încât pomul să rămână cel puțin de 1,20 m lungime și din anticipare din acești lăstari în care se numesc ramuri anticipate, acestea se scurtează cam la jumătate din lungimea lor. Aceste scurtări se fac pentru a preveni eventuale frângeri ale pomilor sub acțiunea vânturi, vijelii sau chiar
polei care se poate acumula domnul în timpul inginer, iernii. Vă mulțumim frumos până terminăm noi să colegul să ne arate exact cum se plantează, cum se pune în groapă. Mulțumim din suflet, mult succes în continuare. Deci până acum a început perioada, până când putem planta, până temperatura scade sub 5 grade sau cum? Se poate planta până la survenirea înghețului la sol, deci în zona de câmpie se poate prelungi până la sfârșitul lunii noiembrie, chiar început de decembrie. Astfel încât până se pot săpa gropile. Odată cu survenirea înghețului la sol, nici nu se mai pot săpa. Haideți, am plantat, uite, ăsta e primul copăcel plantat. Aș prefera să fie prun, dar asta este, nu le-am găsit. Mulțumim, mult succes în continuare. Domnul Dani, știți cum se spune acum, că domnul Răzvan a trecut de etapa asta, dar etapa pentru noi ar fi în următor. În viață, faci o casă, plantezi un copac și vine un copil după, nu? Deci, domnul Dani, casa ai făcut, plantat îți aduc să plantezi și următoarea etapă, Doamne ajută, să trăiți o zi frumoasă, la revedere, să fie într-un ceas bun. Fiecare se descurcă singur la următoarea etapă. Sap și un puț, Duță. Eu am, l-a săpat colegul meu, Răzvan, pentru mine, a dat și el o mână de ajutor.